E simplu să deschizi un SRL, pentru asta ai nevoie doar de buletin de identitate, un cont în banc cu minim capital și te-ai dus la prima ușă, ai stat în rând, s-o deschizi SRL-ul, gata, nu e treabă. Dar după asta se începe. Когда ты строишь вот это то, что у тебя есть, да, из нуля, ты его как ребенка, ты его растишь, ты его лелеешь, пытаешься его как вырастить, да, и в свет. А тут, оказывается, у нас очень много препятствий, которые не дают просто идти дальше, не дают развиваться. Prima dată când mi-am deschis autorizația pe terasă, am strâns actele din 13 martie până în 5 octombrie. Deci toată perioada asta eu strângeam acte, chiar am fotbolist, ba că tu nu ai actul ăsta, ba nu ai actul ăsta. Și fiecare instanță își asumă să țină actele câte 30 de zile, că asta e legal. Și mie îmi trebuiau vreo 7 autorizații, ceea ce înseamnă jumătate de an, mai mult de jumătate de an, care și este sezonul de terasă. Deja din disperare și din asta mergeam pe la toate ușile cu, băi, voi vă bateți joc și chestia asta. Ah, dar stai că tu n-ai adus toate actele, ele și duci și strângi încă o dată actele. Și tu îmbli încolo încoace ca cel prost, ca să-ți dai seama că omul vrea mulțumit. Я помню, когда начали принимать первые звонки на телефон. Служба такси, да, слышим. Здесь у нас находилась раньше база, как говорят, офис для предприятия. В таком населенном маленьком пункте мы старались дать им работу, рабочие места, чтобы люди никуда не выезжали за границу, имели здесь, как бы, возле своего дома, да, рабочее место. Это, к сожалению, никому это не надо. Ca într-o afacere mică, eu mă întâlnesc cu probleme mai mici. Adică cei care direct sau indirect au cerut o mulțumire erau funcționarii care nu prea au ei putere de decizie. Adică trebuie o semnătură acolo, știi, printre altele, într-un act și atât acela care trebuie să-ți pui o semnătură printre altele, acela își cere. Am avut o singură dată când mi-au zis în față că e așa, dar n-am oferit nimic. Și am umblat luni de zile și îmi făceam singur. De regulă, lucrurile se întâmplă pe ocolite. Adică, eu nu cer, dacă tu vrei, așteaptă, să aștepți o lună, să mai aștepți o lună, mie nu-mi trebuie, tot ok. Da, gata, se termină sezonul. Ei, sorry, asta e așa, chestie. Și pe ocolite, prinzi singur că trebuie ceva să faci. Pentru agenți economici, faptul că funcționarii publici sunt corupți este a doua problemă. Cea mai mare problemă este că funcționarii publici corupți protejează business-ul ilegal. Дали нам полгода поработать. Это небольшой срок, но полгода, да. И начались проверки. Подняли все документы, узнали сроки, что все в порядке, да. Но, тем не менее, наша лицензионная палата, они хотели заморозить нам лицензию. Они ее хотели изъять. И у нас пошло суды. Мы выиграли все заседания, потому что все-таки не было основания у лицензионной палаты закрывать нам лицензию. Anul acesta și ultima perioadă, în general, comparativ cu anii trecuți, au crescut numărul de adresări în adresa Procuraturii Anticorupție, cu plângeri, petiții, denunțuri, ceea ce denotă faptul că societatea a început să aibă o încredere mai mare în instituția noastră. Cauzele sunt foarte diverse, dar dintre cele mai răspândite noi am putea sublinia dorința de îmbogățire ilicită, dorința de eschivare de la răspundere juridică, dorința de a soluționa problemele proprii fără a aplica la căi legale sau cu evitarea acestora. Nu putem să excludem și toleranța înaltă a societății noastre față de fenomenul corupției.
Și, din păcate, nivelul scăzut al culturii juridice îi permite să existe acestui fenomen încă. Fotbalitul ăsta, dintr-o parte în alta, el e cel mai aiurea, pentru că bătând în toate ușile, toți practic te așteaptă, spun, ca o sursă de venit, știi? Controlele, ca să poți să le eviți, nu le poți evita și ele sunt ok să fie, dar să fie făcut corect, nu așa că porcul glot găsești, știi? Noi am vrea ca statul să ne dă pașii să nu se întâmple, ca să poți să-mi desfășori activitatea economică, dar totodată cetățeanul n-ar vrea când se duci la restaurant să explodeze butelia cu gaz. Da? Și în cauza dat noi trebuie să avem sisteme de control. Eu nu sunt contra sistemului de control, nu sunt contra faptului că statul trebuie să-și exerciți funcția lui fundamentală. Problema este altă. Sistem de control a controlorilor. Da, noi avem lege prin care îi controlezi pe cei care îi controlează. Și ar fi bine ca în Consiliu care controlează controlorii sunt reprezentanții business-ului. Ca să știm cum se elaborează documentul de control, ca să vedem cum se ia decizia că cineva este controlat. Iar cel mai important, toate acestea să fie sub un filtru suplimentar de prevenție. Тут вот у нас были рекламы, мы ее спилили. Как конкурент срывал нам плакаты. Тоже судили с ним. Сейчас мы, конечно же, отдали Европейский суд. Потому что за это время, за которое у нас было потеряно, мы не могли ни вносить машины, ни снимать с линии. Мы ничего не могли делать. У нас просто не было оборота движений. Ну, мы тогда просили компенсацию, но, к сожалению, наши инстанции, ну что сделать, так оно. И компликат, и очень компликат сайо афачер. Ну, зык ин Молдова, и компликат, потому что не имею компарации ку алти цэр, дар сунто мультиме де пьедич. Sunt o mulțime de piedici și o mulțime de obstacole. Deci e super fain doar, lucrul care îl ai de bază cu clienții, dar în rest, ceea ce ține de administrare, acte, chestii, e groaznic. Ne ciocnim cu dificultăți din punct de vedere al identificării mijloacelor bănești, pe care în cadrul unui flagrant să-l oferim persoanei vizate. Aceasta tot este o problemă, din păcate. În cazul desfășurării urmăririi penale, sesizăm problema și că persoanele nu vor să coopereze. Deci, în afară de cele care au o calitate de învinuit, bănuit, mai sunt și alte persoane care pot fi vizate în dosar și pot da informații calitative, ei nu vor să dea declarații, refuză. Ceea ce iarăși îngreunează procesul de aflare adevărului și de evoluția la anchetei penale. Ceea ce propun ei dezvitorul este așa numită legea prevenției. Deci trebuie să previi anumite probleme. Și ce înseamnă aceasta? Inclusiv și fiscul să fie prietenul cetățeanului și contribuabil. Fiscul când prima dată vine la agentul economic, vine și îl învață ce are de făcut. Deci previne o situație. Nu îi aplică amendă. Chiar dacă a găsit nereguli, nu ia face absolut nimic. 26 de ani din neregul, 26 de ani salarii în plic, 26 de ani să aduci contrabandă, 26 de ani să vinde marfa fără impozite în piață, 26 de ani, vorbesc la independență de ani, de grabă 27 de ani, mai răbdăm jumătate de an. Că atunci când aprobăm legea, să vină și să înceapă cu prevenirea, deci să vină cu instruirea, să-i explice, să-l învețe cum să facă și după aceea să-i aplice mianul. Statul ne ține moral pentru că cu ajutorul nostru au și ei ce mânca. Dar în rest, asta e groaznic. Просто в нашей Молдавии, я думаю, уже ничего не хочется. Постоянно надо идти какими-то путями для того, чтобы жить. Я не тот человек, который бы, например, да, там давал деньги кому-то идти дальше.